Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Avem o situație cu un domn american care este acuzat că și-a împușcat în popou un coleg după ce acesta i-a înfulecat ultimul sandwich hot pocket din frigider. Mamă, te-ai uitat la hot pocket? Adică ai studiat ce e hot pocket? Da, m-am uitat, da. Ai văzut că arată ca un strudel de la McDonald's, doar că e cu mezel. La McDonald's au strudel? Au plăcintă. Plăcintă, mă rog. Ok. Strudel. Da, așa este, așa este. Și înțeleg că este un sandwich, e ca un fel de shawarma, mini shawarma, cu diverse combinații de brânză, șuncă, poți să iei cu chifteluțe, da. Cu... Mi s-au făcut foame când am citit descrierea. E și poți să-l încălzești, da. E croit pentru microunde. Adică da. Scrie mare pe el să-l mangi la microunde și arată apetisant așa pe cutie. Aha. Și are inclusiv, înțeleg, un fel de ciorăpel în care îl vâri când îl pui la microunde ca să se facă o crustă crânțănicioasă. Da, 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 da. Deci îl înțelegi pe ăla. Da. Da. Bă, numai în America putea să inventeze, să fie inventat așa ceva. Deci un sandwich, că îi spune hot pocket, pentru că este de formă în care poți să-l pui și în buzunar. Dacă e frig afară, îl pui la microunde și pleci cu el. Îl pui în buzunar și te și încălzești. După ce se mai răcește, hați. Sigur, suferi niște arsuri în anumite zone. Asta e. Tare de tot. Bun. Deci asta e. Bărbatul cic a făcut un scandal monstru când a descoperit furtul. Și la un moment dat a început, citez, să arunce cu bucăți de gresie în colegul său de cameră. Pentru că, desigur, toți avem o cutie cu bucăți de gresie în cameră pentru conversație ce necesită argumente forte. Da, da, da. Mă gândesc. Victima, adică persoana împușcată, în popou. Ofticiosul. Băi, eu cred că i-a fost poftă și n-a rezistat. Dar nu crezi că a vrut să-l troleze. A spus că inițial a încercat să riposteze, dar că asta a agravat discuția. Adică probabil că nu și-a recunoscut vina sau ceva. A fost și obraznic. Da. Nu l-am mâncat. Auzi, mă, dar acum paranteză. Voi nu aveți, cu siguranță știți pe cineva, frate, prieten, cunoștință, care nu suportă niciun fel să iei nici măcar un cartofior prăjit din farfurie? Eu. Nu cred. Nu-mi place. Așa ești? Da, nu-mi place. Și tu, mă? Dar nu-s așa radical. Adică un cartofior poți să-mi iei. Dacă mi-e ultimul sandwich. Hai să-l ajut. Și dacă ești copilul meu. Nu, la asta serios? Cu copilul nu. La asta cu copilul ba, da, trec peste. Nu, eu trec peste dacă mă întreabă. Dacă îl ia fără să întrebe, nu îl împușcă în fund. Nu. Da. Da, un șut în fund, că da. N-ai armă. Nu, serios. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.